Istoricul Ladislau Niemand, fost decan al Facultății de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, fondator și director al Institutului de Studii Iudaice Moșe Carmini, a fost distins cu titlul de doctor honoris causa al Universității Orădene, în semn de apreciere a activității științifice și didactice și de gratitudine pentru excelenta colaborare cu Facultatea de Relații Internaționale a Universității din Oradea. Mă bucur că Universitatea din Oradea i-a decernat acest titlu și, de fapt, este vorba de o adevărată întoarcere acasă. Mă bucur enorm că acest titlu mi-a fost conferit tocmai de Universitatea orașului meu natal. Să nu uităm că el s-a născut la Oradea, că el a făcut studiile liceale la Oradea și că, prin personalitatea sa, prin decernarea acestui titlu, Universitatea din Oradea se onorează pe ea însăși și, într-adevăr, ea onorează nu numai un mare istoric, un istoric extrem de important, poate cel mai important istoric în viață primind istoria Transilvaniei, un istoric al iudaismului care a scris o istorie a evreilor din Transilvania de la începuturi până la perioada Shoahului, care a marcat propria sa familie, pentru că bunicii lui au fost, din păcate, nimiciți la Auschwitz. Tot ce am făcut până acum, aș vrea să cred că își are temeiul, sorgintea în ceea ce am acumulat în cursul anilor de studii preuniversitare în acest oraș, care pentru mine a însemnat în primul rând Liceul Gojdu, unde am avut parte de profesori excepționali care au contribuit foarte mult la alegerea unui drum în viață legat de istorie. Bună ziua! Bine ați venit la Gojdu! Bine v-am găsit! Sunt Ladislau Niemand, orădean și absolvent al Liceului Gojdu din 1965 și e un prilej de mare bucurie și emoție să mă întorc la liceul meu, de care mi-amintesc întotdeauna cu emoție și recunoștință. Eu sunt Nicoară Florin, directorul liceului, și mă bucur că vă avem oaspete. Vă rog să veniți să vedeți cum arată școala în ziua de astăzi. Această curte aduce cu sine multe amintiri. Am avut un profesor de sport legendar pe vremea sa, profesorul Bolcaș, și văd și acum coșurile de basket. Basketul era sportul preferat și am făcut basket aici ani de zile. Am avut și colegi care au fost în lotul național la atletism, deci școala era și din punctul de vedere a sportului în top. Amintirea mea, să zicem, cea mai dramatică din această școală este momentul în care în clasa 10-a trebuia să facem opțiunea între real și uman. Și eram printre elevii buni ai școlii, deci am fost în fiecare an între primii trei și toată școala a fost pur și simplu cutremurată când a aflat că eu vreau să merg la uman. Și a venit inclusiv domnul director și dirigintele și familia și prietenii să mă convingă că umanul nu e o opțiune și că toată lumea merge la real. În vremea aia toată lumea voia să devină inginer. Și, mă rog, eu de foarte timpuriu am dorit să fac istorie și n-au putut să mă convingă și am făcut umanul în ultimele două clase, într-o clasă în care eram numai trei băieți și restul 30 de fete. Am făcut istoria la Cluj, am fost șef de promoție pe țară și am putut să iau, evident, post la Cluj. A fost un singur post la Cluj și am luat postul de la Cluj. Și acum da. Ați alege tot istorie, nu? Nu mi-a părut rău nu regret. Este o vorbă că istoria, religia și sutienul tot timpul deformează de la
De fapt, pasiunea pentru istorie începuse încă din anii copilăriei, petrecute în proximitatea cetății. Clădirea în fața căreia ne aflăm a reprezentat în copilăria mea locul de joacă preferat. Casa noastră era alături, acum nu mai există, iar aici era sediul întreprinderii de transport comunal, unde tatăl meu era șef contabil. Și zi de zi eu colindam aceste birouri, eram cunoscut de toți și sigur că eram cumva pe statul de plată al întreprinderii. Iar vis-a-vis, în șanțul cetății, era de asemenea terenul nostru de joacă. Nu erau aceste garduri limitatoare, ci noi aveam aici acces liber. Sigur, nu era atât de curățat, era plin de ierburi, de tot felul de tufișuri, dar pentru noi era ideal. Revenirea la Oradea e un eveniment în sine, iar intrarea în cetate este ceva deosebit. Pentru că aici mi-am petrecut cei mai frumoși ani din copilăria, care consta în bună măsură din joaca cu prietenii în acest spațiu. Sigur că nu arăta deloc așa cum arată astăzi, în această formă restaurată. Existau doar zidurile cetății Vauban, exista șanțul și existau nesfârșitele bălării, între care era împărăția noastră a copiilor, unde puteam să jucăm fotbal, să ne ascundem, să fim jandarmi și tâlhari și așa mai departe. Apoi au trecut anii și am avut ocazia să revin în cetate în calitate de cercetător în domeniul istoriei. De acum știam mult mai mult decât am știut în copilărie. Știam istoria cetății și reveneam în aceste clădiri mai noi, în care funcționa, între altele, filiala locală a Arhivelor Statului, și am petrecut aici stagii de cercetare extrem de fructuoase și de interesante. Dar, fără îndoială, contactul cu cetatea, faptul că am locuit vis-a-vis de cetate și zi de zi vedeam aceste lucruri, a contribuit la o decizie luată încă în copilărie de a mă ocupa toată viața de ceea ce înseamnă istorie. Ne aflăm în locul care pentru mine a reprezentat cea mai atractivă parte a orașului. Veneam în copilărie în fiecare săptămână la Biblioteca Județeană, astăzi Palatul Episcopal Greco-Catolic, unde era o colecție fabuloasă de cărți, din care m-am înfructat cu mare, mare plăcere. Dragostea pentru cărți, înfiripată pe băncile liceului și bibliotecii orădene, avea să-l însoțească pe tot parcursul vieții pe Ladislau Diemant, care și-a început activitatea științifică la Institutul de Istorie din Cluj, unde a cercetat istoria Transilvaniei din veacurile 18 și 19. Miile de pagini din cărțile scrise și firele adunate în dosarele cu documente și însemnări au constituit foile de drum pentru cariera de savant și profesor universitar încununată cu laurii aprecierii. Am lucrat liniștit la teza de doctorat, a ieșit foarte bine. Editura științifică și enciclopedică a acceptat imediat publicarea lucrării, Mișcarea Națională a Românilor din Transilvania, de la Suplex la 1848, și a urmat apoi 5 ani fantastic de dificil, sufletește, pentru că lucrarea era în planul editorial, dar nu apărea. An de an așteptăm, așteptăm, așteptăm. Până la urmă, în 1986, a fost nevoie de o audiență la Comitetul Central
la cei care erau pe vremea aceea mari tartori ai istoriografiei, Mușat și Ardeleanu, asistați de numai puțin vestitul Oliver Lustig, colonelul Oliver Lustig, și în cele din urmă, după această audiență, lucrarea a putut vedea lumina tiparului. Deci aici avem materialul arhivistic extras și prelucrat în aceste dosare, care arată un pic mai ponosite pentru că sunt mai vechi, sunt de acum 30-40 de ani, și acest material, până la urmă, s-a concentrat în această teză de doctorat, Mișcarea Națională a Românilor din Transilvania. În anii 1980, Ladislau Diemant a publicat mai multe cărți privitoare la istoria Transilvaniei. Ediția critică a lucrării lui Ioan Budoi Deleanu despre originea popoarelor din Transilvania a necesitat o muncă titanică, dar a fost și răsplătită cu premii prestigioase. Există manuscrisul lucrării istorice a lui Budoi Deleanu la Biblioteca Academiei de Originibus Populorum Transilvanie, un manuscris latin de care timp de 150 de ani nu s-a apucat nimeni, pentru că este un manuscris extrem de greu de citit, de descifrat, de pus în rând. Doar primul capitol, care se ocupă de perioada de la facerea lumii și până la potop, are 32 de variante. Așa că vă dați seama ce însemna acest lucru. Și accesul la această lucrare o a avut din nou povestea ei, pentru că la Biblioteca Academiei se păstra manuscrisul. M-am dus în audiență la directorul de atunci și, spre marea mea surpriză, mi-a dat voie să aduc manuscrisul la Cluj. Și am fost cu o valiză, că avea o dimensiune considerabilă, am pus manuscrisul în valiză și am venit cu manuscrisul lui Budoi Deleanu la Cluj. Am depus la Biblioteca Academiei din Cluj și am lucrat timp de 5 ani cu descifrarea, transcrierea, punerea în ordine a variantelor, traducerea și editarea lucrării. Aici am avut și marea satisfacție de a lucra cu soția. Și anume, ce făceam? În fiecare seară, pasajul pe care tocmai l-am tradus, îl discutam împreună, pentru că ea e foarte critică. Mi-a spus, zice, la prima variantă, asta sună ca la ședințele de partid. Zice, Budoi Deleanu nu vorbea în acești termeni și atunci a trebuit să găsim pentru fiecare termen un element care să nu fie nici excesiv de arhaic, dar nici să nu fie modern, și a ieșit până la urmă. Deci aici este ediția Budoi Deleanu, care s-a bazat pe manuscrisul păstrat la Biblioteca Academiei din București și care, sigur că a fost o perioadă entuziastă de lucru, chiar dacă perioada coincidea cu sfârșitul anilor 80, când de multe ori interveneau pauzele de curent și în perioada respectivă mi-am procurat o lampă de petrol de care m-am și folosit uneori, simțindu-mă aproape în epoca despre care vorbeam. Întorsătura politică din 1989 a adus schimbări și provocări majore în viața lui Ladislau Diemant, care a fost pus în fața opțiunii de a părăsi spațiul familiar și tihnit al arhivelor și bibliotecilor. Într-o duminică dimineață primesc telefon de la Marca: te rog să vii până la Hotelul Continental, că vrea cineva să te cunoască. Ne-am dus la Hotelul Continental și era rabinul Carmili Weinberger, venit de la New York cu intenția de a înființa primul institut de iudaistică la nivel academic din România. Și Carmili cu Pompiliu Teodor și cu Marga mi-au făcut această ofertă de a prelua conducerea institutului. Sigur că am avut obiecții, în sensul că până în 90 subiectul a fost tabu, deci n-am avut tangențe.
Nu contează, o să aranjăm ca să mergi în Israel, să te familiarizezi, etc., etc. Am venit acasă, i-am spus soției, zic, viața noastră se va schimba pentru că trebuie să ies din comoditatea institutului, unde nu te cunoștea nimeni, dar nici nu te deranja și te lăsa în pace. De acum înainte va trebui să intrăm în această nouă fază. Dar de ce, de ce? Vă zic, aceasta este o ofertă care nu se poate refuza. Și să explic puțin de ce. Sunt dintr-o familie de doi supraviețuitori ai Holocaustului. Mama este supraviețuitoare de la Auschwitz, unde a supraviețuit pentru că s-a îmbolnăvit. Și fiind în spital, în ianuarie 45, n-a putut fi luată la Marșul Morții și astfel a avut ocazia să primească prima bucată de pâine de la un soldat sovietic. Tatăl meu a fost supraviețuitor de la Mauthausen și a făcut parte din acea trupă care, în momentul în care americanii se apropiau, i-au prins pe gardieni, i-au băgat într-o pivniță și i-au lichidat. Deci nu i-au lăsat pe mâna justiției ulterioare. Acest background familial a contribuit esențial la acceptarea conducerii institutului. Institutul de Studii Iudaice și Istorie Evrească Moshe Carmili și-a început activitatea prin organizarea de cursuri de limbă ebraică adresate studenților tuturor facultăților și s-a impus în spațiul științific universitar prin conferințele internaționale de iudaistică organizate anual timp de două decenii. La aceste conferințe internaționale ne-am bucurat de un interes deosebit. Aula Magna se umplea în fiecare an, iar cei care veneau să prezinte au fost de o calitate din ce în ce mai ridicată, astfel încât, practic, tot ce contează la universitățile din Israel, la Universitatea Ebraică din Ierusalim sau la Universitatea din Tel Aviv, foarte mulți specialiști de marcă din America, din universitățile europene, au fost oaspeții noștri. Astfel încât un prieten de-al nostru, Rafi Vago, a lansat chiar o butadă, spunând că pentru a ocupa o profesură la Ierusalim este obligatoriu înainte să fii invitat la conferințele de la Cluj. Materialele prezentate erau publicate anual în limba engleză în publicația Studia Iudaica. Au apărut 20 de volume care au intrat în circuitul internațional al studiilor iudaice. Rezultatul acestor cercetări s-a materializat în două cărți. Mai întâi, Evrei din Transilvania în epoca emancipării, și apoi în Evrei din Transilvania, destin istoric, care este o sinteză a întregii istorii a evreilor din Transilvania. A fost pasionant pentru că lipseau în această privință în bună măsură lucrările pregătitoare, deci a trebuit să plec în bună măsură de la zero. Poziția de director al Institutului de Studii Iudaice a dus după sine și invitația de a intra în rândurile corpului profesoral al universității. Începutul carierei didactice universitare a lui Ladislau Diamant a coincis cu înființarea Facultății de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai. A fost și acest moment destul de dificil, adică veneam la o facultate nouă, nu mai exista în România o alta similară și în Europa. Erau doar două facultăți de studii europene stimulate și create de Uniunea Europeană. Am avut de luptat cu neînțelegerea, cu ignoranța forurilor de acreditare de la București. Până la urmă, cu sprijinul primului ministru social-democrat de atunci, Adrian Năstase, lucrurile au fost totuși înțelese și s-a ajuns la o formulă să se creeze specializarea Relații Internaționale Studii Europene,
care specializare astăzi este practic în orice universitate care se respectă din România. Iar la noi, Facultatea de Studii Europene a fost un succes cu 2000 de studenți, deci am avut de administrat o facultate de 2000 de oameni în două mandate de prodecan și două mandate de decan până în 2012. Ladislau Nieman s-a dovedit un conducător de doctorat exigent, temeinic și cu viziune, un întemeietor de școală în domeniul studiilor iudaice. Unii dintre discipolii săi s-au validat ca cercetători valoroși și autori de carte. În răstimpul cât s-a aflat la conducerea Institutului de Studii Iudaice și a Facultății de Studii Europene, Ladislau Nieman s-a întâlnit cu mai multe personalități de marcă din viața internațională. Întâlnirea care l-a marcat cel mai profund s-a petrecut la Vatican, atunci când delegația universității a fost primită de Benedict al XVI-lea. Am fost prima universitate care a avut facultate de teologie pe fiecare confesiune și institut de studii iudaice. Și atunci m-a luat pe mine pentru iudaism și pe decanii facultăților respective. Și când s-a terminat slujba și toate manifestările, papa a venit și am fost primul cu care a dat mâna. I-am spus în germană câteva cuvinte că suntem dornici să contribuim la înțelegerea și colaborarea între evrei și creștini. Și am strâns mâna și momentul rămâne pentru mine, sigur, de neuitat. Munca de cercetare asiduă și activitatea universitară prodigioasă nu ar fi fost posibile fără armonia înstăpânită în sânul familiei Diamant, care s-a dovedit prielnică și pentru realizarea profesională a copiilor. Te-ai ars? Nu. Excelentă. Ca întotdeauna. Doi copii foarte buni care au moștenit, nu știu de unde, talentele artistice. Fiica mea a făcut școala de muzică, liceul de muzică, a fost foarte talentată la vioară, dar când a terminat liceul de muzică, a decis că vrea să facă altceva. Și a ales filozofia și astăzi este cu doctorat luat la Sorbona și lucrează în Franța, având familia ei, avem un nepoțel și suntem foarte bucuroși. Iar fiul meu s-a dedicat regiei de teatru și este apreciat, a câștigat premii la festivaluri internaționale, la Sankt Petersburg, a fost la Perm. În camera de lucru a istoricului găsim un sector întreg cu documente privind genealogia familiilor evreiești din Transilvania, o preocupare care vine în ajutorul celor ce își caută rădăcinile pe aceste meleaguri, dar a avut ecou și în propria familie. A fost dorința soției să vedem și genealogia familiei ei și am avut norocul de a găsi generații destul de multe în urmă, inclusiv de unde a venit familia și ce s-a întâmplat apoi. A fost o familie mare și din această cercetare a rezultat un arbore genealogic de toată frumusețea, care pe urmă a inspirat-o și mai departe. Da, am considerat că e un fel de datorie față de ai mei să pun pe hârtie sub o formă oarecare și am găsit această formă dramatică, istoria familiei mele. Tatăl meu, când eram încă adolescentă, mi-a povestit o bună parte din ceea ce e scris aici. Las la o parte faptul că am transfigurat, mai e și ficțiune amestecată acolo de dragul efectelor literare, dar baza este istoria pe care mi-a spus-o tata despre familia lui și am avut impresia întotdeauna că dorește
să duc mai departe această istorie, că nu mi-a spus-o doar așa ca pe o simplă poveste, ci la fel cum fac eu mai departe, tot ca pe o datorie față de înaintașii lui. Așa că eu mi-am făcut această datorie scriind-o. Ce se va întâmpla mai departe, nu știu, dar cel puțin copiii mei vor ști de unde vin. După retragerea din viața universitară, Ladislau Nieman s-a dedicat cercetării istoriei fiscale a Transilvaniei, fiind convins că datele conscripțiilor pot dezvălui secretele guvernărilor de succes. Este proiectul la care lucrez și acum și din care a apărut acest prim volum în 2009. Este vorba despre conscripția fiscală a Transilvaniei din 1750, cel mai important izvor statistic al privind Transilvania. Pe baza acestei conscripții, prin care s-a înregistrat fiecare sat, fiecare familie, cu tot ce avea fiecare în proprietate, impozabil și cu toate veniturile, s-a putut stabili un sistem și acest sistem a funcționat timp de 100 de ani. Deci până la 1848 sistemul a funcționat și a furnizat resursele necesare pentru stat, un stat care nu era un stat oarecare, ci Austria era o mare putere. Multe din locurile emblematice din orașul natal și-au găsit corespondentul simbolic în opera istoricului și profesorului Ladislau Diamant, distins cu titlul de doctor honoris causa al Universității Orădene. Această universitate caută pe bună dreptate să aducă în corpul ei profesoral, fie și în această formă de doctor honoris causa, personalități efective, puternice, la rândul lor profilate, din diferite domenii. De data aceasta, sigur, a fost invitat profesorul Ladislau Diamant și personal am susținut, desigur, această propunere. Domnul Diamant fiind la această oră, oricum privim lucrurile, istoricul cel mai productiv, istoricul cu lucrările cele mai solide dintre istorici în viață din țară. Aduce universității noastre nu numai un element sentimental în sensul de a-l face să simtă acasă, fiind orădean prin origini, dar în același timp, prin valoarea domniei sale de istoric al sintezei, aduce colectivului de istorici perspectiva domniei sale de a te apleca asupra documentului. La urmă, documentul este cel care vorbește, documentul este cel care dă soluții. Nu, soluțiile nu le găsim oricât am încercat să aproximăm. Documentele vorbesc.